Salut, stupari din Republica Moldova și din România. Suntem astăzi, joi, 23, pare mi se, iulie 2020. Am finalizat aseară cu extrasul mierii din corpurile de recoltă. O recoltă destul de bună pentru anul 2020. Și acum ne-am întors iar de la început, de la primii stupi care am început să extragem luni, să facem deblocarea de cuiburi. Marți, eu personal, 5 stupi aici la oaltă, am trecut prin ei să văd și prin cuiburi ca să știu precis și să-i extrag din corpul de recoltă, adică să nu extrag prea multă miere și familiile să rămâie fără hrană. Am văzut stupurile, familiile blocate, măcile nu prea au unii pontate acum și să vă prezint ce fac. Odată cu deblocarea de cuiburi, să vă prezint, fac și tratamentul, vin și cu tratamentul. E un tratament rusesc, îi spune Amipol T, făcut de Agrobioprom din Moscova, Federația Rusă. Conține amitraz și timol. Adică e un tratament dublu. Dacă, adică amitrazul omoară păduchiile, varoza, adică căpușa, timolul, extractul din cimbrișor, care nu știu și asta, derutează păduchiul. Adică femela ieșită din celulă odată cu eclozionarea albinii sau a trântorilor, caută să intre în altă celulă pentru a depune ouă și în felul ăsta larva de albină, în momentul când aproape e gata de căpășit, elimină un miros specific și după mirosul dat, păduchile găsește celula în care să intre. Într-așa fel, timolul are un miros el specific și face ca mirosul, uniformizează mirosul în stup și derutează păduchile. Nu mai găsește larva unde trebuie să intre. Asta e lucru care îl face amitrazul și timolul. Și să spun și dozele, pentru că pe la târgurile apicole, când am fost pe la Botoșani, la Suceava, la Câmpina, mulți au cumpărat, pe urmă m-au sunat și mă întrebau că nu înțeleg care e numărul de benzi care se pun la familie. Am să citesc și am să traduc în română. Familiile de albine sunt tratate cu tratamentul dat după revizia de primăvară și în timpul de vară-toamnă. Adică exact în paranteză scrie după extragerea mierii, ultimii mieri, adică ultimului cules. Se pune câte două benzi la 10-12 rame de cuib. Familiile mici sau adică roiurile sau nucleele, se pune câte o bandă. Se ține în stupi până la 30 de zile. Un tratament destul de bun. Și hai să începem și treaba. Un moment, telefonul. Am promis data trecută luni, când am prezentat cum extrag mierea din stupul, din corpul de recoltă, am promis că arăt și cum fac deblocarea de cuib. În stupul dat chiar. Alo. Domnul, mă sunați peste 10 minute. Dorin, mă sun peste 10 minute, fac un filmuleț acum.
poate așa. De obicei îmi las telefonul, nu stau cu el lângă mine, că nu mai lucrez toată ziua. Așa, stai și eu. Uite că m-am luat cu ziua târgului. La momentul dat nu iau nimic de aici. Uite așa și rămâne tot. Corpul e extras, adică mierea din corpul dat e extrasă, corpul sunt ușoare. Fără probleme îl luăm. Așa, strecem în cui. Așa, să spun până încep lucrul și fac. Pentru iarnă eu lăs doar miere pentru iarnă. Lăs acum 6 rame cu coroniță foarte bune pentru iarnă. O ramă. Aici este și ou și este și ceva puiet căpășit. Asta ramă rămâne. O coroniță mai bine de jumătate, clar că rămâne pentru iarnă. Rama de la margine e plină cu miere. Asta l-a extras. Așa, avem o ramă, altă ramă, se vede destul de bine, puiet frumos, coroniță, rămâne. A treia ramă, este ou, larvar, foarte bine, uite, asta e prima familie, de fapt, care o găsesc cu... Să spunem, matca nu-i blocată. După cele 5 care am trecut, adică. Aici, la fel, ou este păstură și coronița rămâne. O ramă doar miere, nu este ouată, nu este puiet căpășit, larvar, l-a extras. Altă ramă, plină cu miere, puiet nu-i nici de un fel la extras. Extra gramele astea mai la mijloc. Adaug și două rame mărginașe.
Uite așa. Așa, aici tot hrană. Este și păstură. Și o să-i fac în felul următor, mai departe 100% nu avem puiet. Dar rama asta, uitați-vă, dacă o lăs acum în cuib, nu are nici albina unde lucra, adică nu are unde depozita și nici matca nu are unde ponta. O ramă blocată. Îi fac în felul următor. O scutur de albină. Altă ramă la fel, blocată complet, aici nici matca, nici albinele n-au unde lucra. Și încă una la fel blocată. Adică și fac acum. Aici rămân 4 rame care le-am găsit cu puiet. Din corpul de recoltă mai cobor una rame goale, adică care să fie bună pentru ou. Mă uit să fie o ramă mai bunișoară. Asta e cu trântări. Hai că o să meargă asta. Pentru pontatul măcii. Uite, asta e când faci filmarea. Se lucrează mai încet și și albinele mai dau din aripi mai mult. Uite așa, o ramă. Încă o ramă. Așa. Și mai adaug și de aici de la extras două rame goale. Și practic am pus aici în cuib 6 rame pentru pontatul măcii. E greu că lucrez de unul singur și cu ramele acum, că ajutorul îmi este în post de cameraman. Așa. Nu uităm de tratament. Două benzi, le prind cu două agrafe. Două chibrite și le pun în zona cuibului. Uite așa. Gratia Haniman, corpul de recoltă. Uite așa, și ramele, adică în cuib au rămas 4 rame cu hrană pentru albine pentru iarnă.
Ca să ajungem până la 6 rame, de obicei eu atâtea lăs, poți forma cuibul când vrei din ele. Și o să le lăs ramele care au mai multă păstură pe ea, pe ele. Uite, aici este păstură, rama cum ieri. O bag aici într-a doilea corp. A doua ramă. Păstura se vede destul de bine, cred. Uite așa. În felul ăsta am 6 rame pentru iernat. Asta o scutur la extras. Adică 4 rame din cuibul ăsta am extras. 6 rame pentru iernat pentru albine. În felul ăsta putem păstra aici 2 rame pentru iernat fără probleme, că nu ne le fură nimeni de aici. Totodată am dat spațiu pentru uat 6 rame. Tratamentul pus, mierea extrasă, matca deblocată. Și să spun, cu Doamne ajută înainte de acum. Aici aproximativ o lună de zile nu avem și îmbla prin familie. Chiar deloc. Mai trebuie, o să fie necesar, dacă o să fie necesar, acum la cântar avem maxim 500 de grame la zi, adică 3-4-500 de grame în fiecare zi cu plus cântarul. Floare este multă, dar din cauza seștii cred că nu mai secretă, atât cât o, mai, cât o fost mai înainte. Dacă vine vremea și avem cântar pe zero, câteva zile tot e bun. Consumul la albine acum este în jur de 500 de grame la zi și dacă o fi cântarul pe zero fără schimbări, iar e bine că aduc necesarul pentru dânsele. În momentul când o să scadă cântarul cam 3-400 de grame la zi, știu eu cât, atunci dacă o să vie timpul ăsta, o să fim nevoiți să dăm hrană. Până atunci, în stupul dat, uite, chiar nu avem și face absolut nimic. Eu vă zic o zi bună la toți și spor la treabă!